Și avem și o expoziție aici care arată toate generațiile prin care a trecut jocul, de la hârtiile făcute cu creioane și pix, încet, încet, până la varianta asta de la Maria Sfântucan. Joc este un focus pe interacțiunea dintre jucători care au țărani, au pământuri și trebuie să organizeze nunți între țăranilor și țăranii celorlalți jucători. În timp ce se jucă. Și între timp vin vremurile bune la începutul jocului și apoi trecem la vremurile grele. La vremurile grele. La vremurile grele care vin sunt 5 vremuri grele, se numără zestrea și cine are mai multe câștigă jocul. Și jocul e făcut să poate fi jucat de multe ori. De exemplu, se joacă 5 vremuri grele într-o tură dintr-un total de 15 și tot timpul jocurile sunt diferite. Deja. Bine, niște vremuri grele. Inspirat din realitatea? Inspirat din realitatea curentă. Păi, ies cu Colinda, umbra Cernobâlului, comunism, reforma agrară, cătănie, bătuți de soartă, alegeri pentru primarul satului. Bulă istorico-românească din ultimele ca și exemplu de secole. Comunism, și de astăzi nimic. Toate pământurile și toată zestrea se redistribuie în mod egal între jucători. Cătănie, dai cu zara să vezi dacă ți se întorc copiii din război, băieții. Printre cărțile de soartă, astea cele mai interactive. Sunt și mai din prezent, cu tirul pe Italia, ziua Zurică, s-o sfădi mama cu tata. Mănâncă bătaie, poate să nu-ți mai hrănești copiii o tură. Da? Scuze că v-am stricat filmare. Sul de pereche. Afacere cu murături, asta e ca și tirul pe Italia, numai că și pentru fete. Da, mă, dar voi, asta de când eram independenți, acum de la intrarea nu e nimic. Păi uite, între vremurile bune... Nu avem. Fonduri europene. Asta ai, domnule, de atât. Primezi toți fonduri europene. Și jocul se apucă pe piață deja, se poate cumpăra? Încă nu. Și planificăm să lansăm Kickstarter în 22 octombrie. În premieră anunțului. Încă nu l-am zis la nimeni, dar... Încă nu am zis la nimeni, asta e prima dată oficial când menționam prin 22 octombrie. Și lansăm o campanie de strâns fonduri ca să putem printa 1000 de jocuri sau câte vom reuși să negociem undeva în China probabil și să lansăm pe piață prin asta și la primăvara anului viitor o să ajungă la oamenii care dă banii pe chestia. Cost estimativ al jocului? 99,9 lei. Sau 25 dolari. Acum nu mai putem schimba fiindcă am zis oficial. Gata. Dar puteți acorda o reducere pentru... Pentru fanii răiți de la Cuftronic, acordăm reducere și sticker în plus. Cât poate fi? Puteți la liber să vă uitați, acestea sunt cărțile de pământ, cel puțin arta mea preferată din joc. Sunt ca și bani cărțile de zestre. Până la urmă, trebuie să scriem și zestre pe ele, chiar dacă se vede că sunt lăsi de zestre, fiindcă avem și o variantă internațională. Încă am jucat cu mulți străini, avem o variantă pe engleză. Umorul, prima dată a fost frica că umorul n-o să treacă dintr-o parte în alta, dar merge perfect, se distrează foarte bine. Și trebuie să le scriem, trebuie să scriem zestre pe cutiile de zestre, că altfel începeau să le zică cutii, boxes, chestii de genul și trebuie. Acolo e un set complet? Aici e un set complet și cu română și pe engleză și am vrut să vă arăt de exemplu ziua de țuică, s-a transformat în Moonshine End Times. Cum e aia cu ai lucrat beat pământul altui boier? Drunk Labor. The Village Preacher, îi vlădicul satului. Sună mai fain pe română. Câte unele. Schimbi de mame, e Wife Swamp. Haine necălcate, rumpled clothes. Să scad șansele de nuntă. Bad eyesight, îi ponihasă. Cu tirul pe Italia, trag și Italia asta. Astea care au o dungă în plus aici sunt de fapt roluri gen lăutar și se adaugă pe unul dintre țărați de gen Geraldina, devine lăutar și atunci adaugă și face cu fac nunțile să iasă mai ușor și poți să-ți dai lăutare să cânte la nunțile altor doi jucători pe mani și chestii de genul.
Dar poți să le ceri, eu zic? Da, poți să le ceri. Și am făcut toți acești sărani, au propriile lor mega seră personalitate, cum vorbești de ei, facem o nuntă cu ăsta și cu ăsta și puteți să vă uitați aici pe Apoi, Nechifor, Ghiuri, Inocențiu, Anuța, Saveta, Lenuța, Numedalea, Neacșu, Marie Ion, Vintilă. Deci numai nume dispărute. Preferatul meu rămâne Bosgoane. Terente, Evdochia, Zenobia. Păi de-aia am făcut game design-ul, okay. Maria Surducan a făcut grafica și Laura Bularca, o prietenă din care locuiește în Suedia, au făcut, ne ajută la publisher. Și textele propuse? Textele noi le-am conceput. Puteți din Cluj, da? Da. Nativ. Nativ din Cluj, eu trăiesc în Copenhaga. Eu tot în Cluj. Ați terminat facultatea sau? Eu am terminat în Copenhaga și... Eu s-o ne-am făcut inginerie electrică. Inginerie? Da. Dar vreau să trec complet pe game design și pe... Numele personajelor sunt din Copenhaga? Nu, no, cred că... Bosgoane, în mod special. Bosgoane, clasicul nume din Copenhaga, Danemarca. Bosgoane, Bosgoane sunt. Bosgoane sunt. Bosgoane sunt vrăși, parcă, nu? Da, vrăși. Da, vrăși. Vrăși vene. Bosgoane, Bosse. Așa ceva. Boscoane. Avem o listă cu cuvinte care chiar sunt foarte românești, dar n-ai nicio idee ce înseamnă. Este foarte gâmbose, boscoane. Documentarea cum ați făcut-o sau v-ați... Documentarea a venit mai mult din inspirație și noi ne gândeam prima dată la un concept tematic a Musanger. Ne gândeam la o carte și după aia ne gândeam la mecanică, cum ar funcționa. Ne gândeam ce s-ar întâmpla dacă ar veni reforma agrară, ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să candideze jucătorii pentru primarul satului. După ce aia făceam mecanica și încercam să băgăm în joc chestia asta. Avem, când vine vorba de designul fizic și inspirație, o avem Maria care e pasionată de haine de boieri și haine și sporturi populare și a fost... Ați ales cuvinte care sunt valabile pe tot teritoriul României, adică nu regionalisme și de aceea ca să fie... Sau chiar și la Copenhaga. Nu avem o regulă. Că haine rondioșe era numai de cuvinte. Era zona asta, numai totuși i-am transformat în haine necălcate, dar altele ponihoase, asta nu cred că e și nu știu pe unde, dar o rămas. Uite-l pe Alex, ca boier. Avem artul cu noi ca și boier. Okay. De exemplu, și da, sunteți invitați să jucați pe perioada Cluj-Tronicului sau if you want to, I think after the tour